Atunci când vine vorba despre trucuri de frumusețe, poate că ar trebui să lăsăm saloanele scumpe și să ascultăm sfaturile de la bunicile noastre. Multe dintre ritualurile și tratamentele simple folosite pe vremea lor erau de mare efect. Iar colega mea Ștefania Duca s-a informat și ne spune cum să fim frumoase în mod natural cu trucuri și ingrediente folosite de zeci de ani. Bun găsit, Ștefania, te ascultăm! Bună, Nasrin! Bună ziua tuturor! Cu siguranță multe dintre noi, fetele, am auzit de la bunicile noastre că dacă ne dorim păr frumos și sănătos, trebuie să îl împletim în fiecare seară înainte să adormim. Și mare dreptate aveau! În afara faptului că această metodă oferă bucle cu un aspect natural, ne și protejează părul de ruperea sau subțierea firelor. Pentru pungile de sub ochi sau cearcăne, avem astăzi la îndemână o mulțime de creme, geluri și tratamente. Însă în urmă cu zeci de ani, femeile apelau la cuburi de gheață și felii de castraveți pentru îngrijirea pielii de sub ochi. Acest tratament este echivalentul apei termale, care are efecte antirid, este instant, hidratant și răcoritor. De asemenea, un alt truc eficient folosit de bunicile noastre pentru albirea vârfurilor unghiilor este lămâia. Acidul citric are proprietatea de a îndepărta petele de pe unghii ca prin minune. Nasrin?